Bă, bulangiule, care e, mă, problema ta? Mă, ești prost? Nu vezi că te bași peste mine? Așa și... Bună ziua sau bună seara, depinde când te uiți la clipul ăsta. Mă, nu știu de voi, dar eu parcă sunt sortit ghinionului. Adică atrag ocazional chestii nașpa, chiar dacă eu îmi văd de treaba mea. Și prin chestii nașpa, mă refer la cocalari, bombardieri sau cum se mai numesc ăștia. Nu am nimic personal cu ei, atâta timp cât ei nu au o treabă cu mine. Dar na, faci ce faci și se spaunează unul lângă tine. Și ce înseamnă mai exact un cocalar? Păi ca să se înțeleagă de la început, nu am nimic împotriva stereotipurilor. Adică BMW, maneliu, să moară mama și așa mai departe. Eu am ceva cu pecile care se pozează în lux și opulență și se iau degeaba de tine pe stradă, când ei de fapt își spală hainele la lighean de au făcut apă la genunchi, își bat pe piele tatuaje tribal care conțin mai multă cerneală decât au scris ei vreodată la școală, își cumpără BMW de o vechime care este în concordanță cu vârsta lui în an canini și au mai mulți kilometri cu spatele pe câmp decât au tirurile cu traseul Spania-Olanda, umblă pe stradă de parcă ar căra doi pepeni, așa, cu brațele depărtate de corp, de se face curent pe lângă el, de parcă ar avea opera la sub braț sau s-a îmbrăcat cu tot cu umerașul de l-au ciordit din nu știu ce magazin dintr-un mall. Că na, așa e când te duci 3 zile la sală ca să-ți îngroși șafa și uiți că ai 40 de chile cu tot cu pietre la rinichi și probabil și cu bicicleta ta în brațe. Să nu uităm de live-uri făcute pe Facebook, unde au doi urmăritori și-și amenință consătenii pentru că Ionel din satul vecin nu i-a înapoiat cazmaua la timp și stau să se înjure în spațiul public, crezând că așa își câștigă ei validarea, valoarea și șmecheria. Dar din aia doi urmăritori, când se fac 3, tac instant din gură, pentru că prima dată trebuie să vadă cine a intrat nou pe live, că na, poate a intrat cine nu trebuie și le e frică ca nu cumva Ionel să-i rupă pufarina sau să-i strice freaza aia cu părul dat pe spate de zici că i-a trântit o vacă limba prin păr, așa e când folosești în loc de fixativ apă cu zahăr. Cu toate astea, cocalarul contemporan se adaptează în orice situație și pe orice platformă. Dai de ei până și pe TikTok, unde își dau ei cu părerea despre femei, că na, el știe cel mai bine. O fi vreun Don Juan pe interior, dar normal că te refuză toate dacă tu încerci să agăți cu ce faci fetițele, joacă sport sau ce corp ai de te miști faci așa. Cel mai probabil se împuiază cu o Mona Lisa de gazon care merge pe tocuri iarna pe zăpadă și când își face o poză pentru Instagram, singura ei grijă e, fată, se vede cureaua. Rupe selfie-urile lângă alte mașini și le acoperă numărul de matriculare cu piciorul, că na, așa vor ei să umble, undercover, să nu știe dușmanii ce învârt ei. Când de fapt acoperă numărul ca să nu vadă cumva proprietarul, care cel mai probabil nici nu știe de existența lor. Trăiesc ăștia prin banii dați de la stat, prin ajutor social sau daia de șomaj, că nu își permite el să lucreze ca un om normal și civilizat la un job. Că poate strică sprâncenele proaspăt pensate și unghiile date cu lac, chiar dacă are pământ sub ele, zici că ține doliu la sănătate. El vrea un job serios, să fie el șeful, să facă învârteli și combinații. Dar în realitate sunt atât de reduși încât se activează roamingul când au depășit periferia satului. Noaptea bagă moed cu femeia și a doua zi crempuși la Ikea. Iar postează pe rețelele de socializare poză cum stă în apă cu un pahar de țui calibre în mână, dar metoda lor preferată de pozare este selfie-ul, pentru că așa poți să estompezi sărăcia din exterior. Pe net e în piscină la terme, dar în realitate e în gârlă cu pereți și noroc că e poză, că altfel se auzea și măsa mare pe fundal cu murlă. Măi, handicapatule, a intrat cu țigările în apă, te omoară tactul. Și toate ca toate, ei își serbează ziua de naștere în fiecare lună, mai exact când vine pensia lui el bătrân și în sfârșit poate și cocalarul să pună chetă la oferta de GB la 150 de lei în club. Iar când ai de ei pe acolo, chiar dacă stai liniștit și te bucuri de atmosferă, sunt foarte mari șanse să vină un specimen de ăsta să te calce pe picior cu ciocatele lui lucioase, de le-au luat probabil de la cimitirul din sat de unde fac deshumări din 7 în 7 ani și tot el îți bagă replica celebră. Ce faci, mă? Mă calci sub talpă? Să nu uităm și de tabăra pițipoancelor, care ar face orice să lingă o picătură din ceva băutură primită pe moca, tot de la un seamăn de al ei. De umblă de colo până colo cu fundul la 20 de centimetri depărtare de corp, de poți să faci o mapă întreagă de Minecraft pe spatele ei aproape orizontal. Și tot ele zic, toți bărbații sunt la fel. Și aici probabil unii dintre voi zice, bă, Dip, dar de unde și până unde frustrarea asta pe ei? Păi haide să vă povestesc. Eram într-o seară cu mașina și mă duceam în drum spre casă. Și cum mergeam eu așa frumos, elegant cât de cât, în fața mea dau de o bibilică de asta pe patru roți, care ce să vezi, mergea cu 15 la oră pe a doua bandă. Cum e
între, bagă și tu a doua ceva și dă-i. Prima dată am zis, mă, poate e începător sau ceva, chiar dacă nu avea semne de începător. Am mers eu în spatele lui în jur de 100 de metri, să zic, și poate pare puțin, dar la cum mergea doar din ambreiaj, deja simțeam cum îmi vine pensia. În fine, și eu ca un băiat ce sunt, în loc să-l claxonez sau să-l umplu de fleșuri, mă bag pe prima bandă și hai da să trec de el. Dar că încolo, ăsta vine cu viteză, trece de mine, se bagă peste banda mea și iar încetinește până la 15 la oră. Probabil că a uitat să-și pună plasa de muște la parbriz și intrau insectele în ochi, de-aia mergea așa. Aici mi-am dat seama că este autist și am zis, nu-i nimic, dipule, ignoră, e doar un prost. Așa că iar am dat să trec de el pe cealaltă bandă, că încolo, ce să vezi, iar mă depășește și de data asta oprește mașina. Coboară priveghiul ăsta umblător din mașină, mă dau și eu jos și aud, bă, bulangiule, care e mă problema ta? Mă, ești prost, nu vezi că te bași peste mine. Așa și? Deja aici luasem foc. Păi cum așa și? Mergi cu 15 la oră, ești retard, trebuie să stea toată lumea după tine. Hai să te mai prind eu că mă depășești, în spatele meu mergi. Eu m-am urcat înapoi în mașină, nu aveam chef să mă cert cu boschetari. Aveam în plan să-l depășesc și aia e. Oricum, depresia lui de mașină era mai lentă decât un cărucior de la Kaufland. Doar că la nici 15 secunde apare mare BMW, cred că era 2021. Șmecherie rău de tot. Vine în spatele meu, fleșuri, fleșuri. Zic, bă, ce dracu. Mă bag eu pe prima bandă și las să treacă. Doar că dă de tovarușul cocalar cu troaca lui de mașină. Ăsta cu BMW-ul nou îi dădea și lui fleșuri. Doar că micul cocalar a crezut că-i dau eu. Și oprește autistul mașina, el să sară la scandal, doar că vede că nu sunt eu. Și ce a urmat după? Am tras pe dreapta frumos, am coborât din mașină și am admirat spectacolul. Rebutul și-a luat bătaie și culmea tot el urla. Poliția, ajutor, mă omoară! Mă, și cu părere de rău, chiar a venit și poliția. Păcat că nu o mai întârzia și ei măcar 30 de secunde să-i scoată lui ăla toată șmecheria din cap. Dar na, dacă erau prin zonă, aia e. În fine, vine poliția, pui potolește pe ăștia și când mă duc și eu aproape de ei, bă, cocalarul se pișase pe el. Era ud luarcă de la brâu până la gleznă. Ce ai făcut, șefule? Ai inundat ieri mașină? La care un polițist îmi zice, auzi, dar tu ce treabă ai? Ești martor? Ai văzut ceva? Meam, credeam că nu mai întrebați. Cel mai martor sunt. De ce a spune varianta ta? Ce s-a întâmplat? Domnul care are Dunărea pe picior a sărit la bătaie. Minte, șeful, minte. Taci-mă din gură. Da, domne, și cara în trafic. Nu vedeți că troaca lui de mașină e oprit în fața BMW-ului? El a oprit primul și a sărit la bătaie. Domnul de aici doar s-a apărat. Hehehe. Mă, și de aici nu mai știu ce s-a întâmplat, pentru că eu am plecat. Oricum, cred că au căzut la pace. Altfel mă luau și pe mine să dau declarație sau ceva. Dar ce plângere să facă cu calarul ăla, că pun pariu că nu știa să scrie nici măcar după dictare. În concluzie, dacă te simți cu musca pe căciulă și crezi că e șmecherul șmecherilor, ai grijă. Se poate să-ți găsești nașul care să-ți dea drumul la robinet pe pantalonii tăi Armani. Luați de la tovarășul ăla bun al tău de a duce marfă 100% originală din Turcia și care atunci când ți-o vinde, trebuie neapărat să folosească expresia să moară măta de nu cumperi tricoul ăsta. Parcă ți-e și frică să refuzi. Acestea fiind spuse, eu am fost Dip, mă găsiți și pe Instagram, unde mai pun și eu una alta, dip.vb, să moară ce-am pe casă dacă nu intri. Iar dacă ești aici de la premieră, bagă hashtag de la premieră în comentarii. Mersi de vizionare, bagă o abonare de aia dacă ești nou pe canal și acum hai să dăm comentariile săptămânii. Ciao, les!